Și după săptămâni de așteptare avem în sfârșit candidatul coaliției. El este medicul Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar. A fost prezentat oficial ieri și a ținut și o conferință de presă alături de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, liderii coaliției. Și-a anunțat planurile și a făcut și o confesiune neașteptată. Fericită că astăzi, de ziua fericirii, discutăm despre București. București, capitala României. Și am fost foarte preocupată să mă informez în legătură cu motivele pentru care oamenii sunt fericiți în anumite orașe ale lumii și, din păcate, nefericiți în alte orașe. Voi munci chiar mai mult în această campanie pentru că îmi doresc, într-adevăr, ca bucureștenii să simtă că au autoritățile de partea lor, să simtă că noi toți ne dăm mâna și trecem peste poate pasiuni personale, să nu le numesc orgolii. Așa a rămas Gabriela Firea lângă primăria capitalei pe post de coordonator de campanie și cu promisiunea unui loc la europarlamentare. După ce Firea a lăsat candidatura în mâinile medicului Cârstoiu, au urmat la microfon Ciucă și Ciolacu. Chiar dacă astăzi de ziua fericirii nu am adus fericire, eu cred că am adus normalitate. Normalitate care este așteptată de către toți românii. De asemenea, cred că pe acest model creat, care a funcționat, iată, mă întreba domnul prim-ministru mai devreme, de cât timp dânsul a preluat mandatul, de cât timp suntem la guvernare. Suntem de aproape 2 ani și jumătate și iată că a funcționat. Eu m-am săturat să văd explicații de ce nu se poate. Când se apropie alegerile, vin politicienii în fața românilor și încep să explice cum adversarii politici le-au tăiat aripile și ei aveau o viziune extraordinară și ei vreau să facă multe. Sunt excepții întotdeauna și cum spunea doamna Gabriela Firea și domnul Sebastian Burduja, cei trei primari de sector pe care nu i-am văzut până acum plângându-se la televizor să spună de ce nu poate să facă. Iar la final, Cătălin Cârstoiu, medicul chemat de coaliție să vindece capitala, după cum chiar el a spus. Sănătatea pacienților e influențată extraordinar de tot ce înseamnă sănătatea unui aer curat. Unui aer curat unde? În București. Înseamnă sănătatea unui transport public eficient, a unei infrastructuri rutiere eficiente. De ce nu înseamnă sănătatea dată de un mediu cald, un mediu propice, în care la Primăria Generală a Capitalei orice cetățean nu își cere drepturile, ci și le găsește în mod fundamental. Împreună vom învinge un oraș bolnav și îl vom face sănătos. Asta am făcut toată viața. Nu numai medicul Cătălin Cârstoiu a jucat pe cartea sincerității, ci și Gabriela Firea. Am așteptat până în ultimul moment să fiu candidata coaliției la primărie, a mărturisit ea după evenimentul de lansare a lui Cătălin Cârstoiu, pe care de altfel l-a deschis cu un discurs în care a vorbit despre ziua fericirii. N-a pomenit însă nicio secundă numele candidatului PSD-PNL pentru primăria capitalei. Eu am obosit să spun nu. Eu nu vreau să caut vinovați. Eu vreau să construiesc. Eu vreau să susțin o echipă. Și sunt parte dintr-o echipă. Indiferent cât s-a apărut la televizor, certuri între mine și doamna Gabriela Firea, certuri în nu reușim să găsim soluția cea mai bună. Da, am căutat împreună soluția cea mai bună. Și sunt ferm convins că împreună am găsit soluția cea mai bună. Nu m-am certat cu doamna Firea. Atât doamna Firea și cât și domnul Burduja au fost de acord să facem o echipă și să venim cu un program administrativ. Nici despre trocul cu un loc pe listele europarlamentare pentru Firea nu a vrut Ciolacu să vorbească. În primul rând, vorbim despre o doamnă. Nu pot să pun termenii în acest fel. I-am oferit eu ceva Gabrielei Firea. Gabriela Firea, după cum ați văzut,
știe bine să se lupte singură pentru ceea ce își dorește și pentru ceea ce merită. Doamna Gabriela Firea, și mulțumesc încă o dată, am stat cu toții la masă, inclusiv cu domnul doctor, și am hotărât că aceasta este varianta cea mai bună. Doar că, după lansare, Gabriela Firea nu a mai părut atât de convinsă de vorbele mari și de rolul său în campania pentru Cătălin Cârstoiu. Dezamăgirea și-a făcut loc până la urmă. Am înțeles că dacă va exista vreo propunere pentru viitorul meu politic, nu este pentru că mi-a dat cineva un premiu de consolare, ci pentru că am meritat pentru munca mea. Eu așa am tradus, ca să fiu sinceră, nu am cerut eu personal nimic. Nu am discutat despre europarlamentare, am discutat despre primărie. Eu am sperat până în ultima clipă că voi fi candidat și că voi câștiga. Omul politic, ca și orice om, are propriile bucurii, suferințe, trăiri. Dați-mi voie să nu vorbesc chiar despre toate public. Am emoționat, sigur. Mă gândeam care a fost declarația mea în calitate de candidat.